Bună, mă numesc Elena și sunteți pe canalul meu de YouTube, Let's Teach. Astăzi vreau să vă arăt cum pregătesc eu lucrările după ce le-am finisat pentru înrămare, și anume cum le spăl și cum le calc. Am ales aceste două lucrări, nu le-am spălat după ce le-am finisat și vreau să vă arăt cum fac eu acest lucru. În primul rând, verific instrucțiunea și dacă producătorul permite să fie spălată lucrarea. Avem voie să o spălăm la 30 de grade și să o colocăm la două puncte, de obicei la 1 o calc. Această lucrare e făcută cu fire DMC. Știu că nu ies, sunt 100%. Ok. Am mai lucrat cu aceasta ață și acest producător și chiar și dacă pânza parcă e vopsită pe față, pe spate e albă, nu iese, rămâne așa. De asta o să vedeți și dumneavoastră mai departe. Și această lucrare făcută cu fire așa, rosa sau rosace, nu știu cum se spune corect. Nu e prima mea lucrare. Sunt și cu ea 100% că cu aceste fire nu iese culoarea. Am găsit diagrama pe net, e Sfânta Elena, și am trecut din DMC în aceste fire. E foarte ușor. Numărul DMC înmulțit la 2 și avem acest număr. Deci, mergem la baie. Deci, în apa abia călduță, pun un pic de. Asta e să pun șampon pentru copii. Nu am cum să pun ștativul aici, așa că o să filmez. Am pus un pic de detergent. De obicei folosesc detergent lichid sau săpun de lichid, totul lichid. Nu folosesc pulbere pentru că uneori lasă pete. Înmoi lucrarea și o las așa câteva minute. Nu o frec cu nimic foarte tare, doar așa cât o îi înmoi. Nu sunt foarte murdare, de obicei lucrez cât mai curat, dar are un plus. Lucrarea după ce e spălată, firele care nu s-au așezat destul de bine, ele uneori se mai îndreaptă. Și după călcat devin parcă un pic mai pufoase. Deci lăsăm un pic lucrarea. Nu știu cum să zic. O las așa, după care o să o clătesc. Același lucru am procedat și cu a doua lucrare. După cum vedeți, apa e foarte curată. Nu-i fac altceva, nimic. Nu recomand să fie spălată lucrarea atunci când e pe o pânză vopsită manual sau firele sunt vopsite manual. Dacă nu sunteți sigure de ce și coaseți pentru prima dată cu un fir, mai ales roșu, știu că astea cel mai des pot să iasă culorile. Încercați să o puneți într-o bucată de etamină sau pânză albă și cu săpun să o încercați să o spălați și o să vedeți dacă iese
culoarea, sigur, nu e recomandat să fie spălată, dar dacă faceți de obicei după un kit, nu cu fire cumpărate singure din mercerie, atunci cel mai bine e să citiți instrucțiunile și producătorul scrie cum trebuie să fie spălată și dacă e voie să fie spălată. Deci, următorul pas. Deci, pun după aceea lucrarea pe un prosop alb sau unul cât mai deschis, de care știu că nu iese culoarea. Nu am scurs-o foarte tare, doar cât am lăsat-o puțin să se mai scurgă din ea apa. O iau și o înfășor. Foarte important e să fie prosopul cât mai pufos și să fiți sigur că din el nu iese culoarea. Același lucru facem și cu a doua lucrare. Și astfel, în prosop, le las timp de 2-3 ore, depinde cât e nevoie ca să fie atunci când le calc, nu trebuie să fie nici prea uscate, dar nici foarte udă. După ce a trecut o oră, două, trei, depinde cât de cald este, pe o pătură și pe prosopul pe care s-a uscat. Oricum, încă e destul de umedă. Întorc pe partea din spate și am pus la 1, fără abur, și încerc ușor să o calc. E goblen și de obicei eu îl cos pe un gherghef rotund. De aceea, întotdeauna un colț se duce într-o parte. Câte puțin, acum după călcare, se mai îndreaptă. Dar după înrămare nu se vede nimic. Dacă e înrămată de profesioniști, nu se vede absolut nimic. După ce îl calc, îi mai tai din firele astea care au rămas mai lungi. Nu am partea din spate nu e perfectă, dar învăț să o fac cât mai plăcută să fie. Pentru mine, faptul că e deformat nu e nicio problemă la momentul de față. Pe față niciodată nu calc. Deci, o să-l las să se usuce mai departe și o calc pe cea de-a doua. Aici e o combinație dintre goblen și broderie în cruciuliță. Același lucru.
O pun pe partea din față să fie jos și o calc pe spate. Aici avem și goblen, fața într-un fir, cruciuliță în două și într-un fir și backstitch-ul sau conturul. O să încerc să dau mai aproape. Să vedeți cum arată după ce a fost spălată și colcată. Nu s-a deformat nicio cruciuliță, niciun fir, nimic. După ce se usucă de tot, le strâng, le fac rulou și sunt gata pentru un rămat. Sper că v-a fost de folos acest filmuleț și vă doresc să aveți spor. Pe curând!